Bună din nou! Ce faci, mă? E Betty acolo? Mua. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog! Înainte să trecem la subiectul zilei, o să vă rog să nu uitați ca la finalul clipului, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, iar dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați și butonul de subscribe, dar și clopoțelul, pentru a primi notificări ori de câte ori postez ceva nou. Și acum să trecem la subiectul zilei, adică George Topârceanu, poetul, așa cum regăsim scris pe bustul din curtea casei sale memoriale din Nămăiești, județul Argeș, dar până acolo o să vorbim mai întâi despre viața lui George Topârceanu. George Topârceanu a fost poet, prozator, memorialist, publicist, traducător român, dar și corespondent al Academiei Române începând cu anul 1936. Poetul George Topârceanu, așa cum ni-l amintim toți, s-a născut în București pe 20 martie 1886. După ce are parte de multiple schimbări în timpul vieții de școlar, prin clasele mai mici, își face debutul literar în revista Belgia Orientului, o revistă umoristică. După aceea mai colaborează cu diferite reviste ale vremii, dar în urma unei parodii publicate în revista Viața Românească, acesta este George Topârceanu, este remarcat de Garabet Ibrăileanu. Ibrăileanu îl cheamă la Iași ca subsecretar în redacția Viața Românească, iar odată cu mutarea acestuia în capitala Moldovei, ca să zic așa, depășește oarecum faza adolescentină a creației sale. Ca subsecretar, iar mai apoi secretar în redacția Viața Românească, George Topârceanu ajunge să colaboreze cu nume mari ale literaturii române, cum ar fi Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi și Hortensia Papadat Bengescu. Numai că, vedeți voi, fix ca și în vremurile noastre, din ce am putut observa până acum, existau mai multe tabere și atunci el făcea parte din tabăra asta, dar pe de altă parte erau și lovineștii, ca să zic așa, cu zburătorul, dar mai era și sămănătorismul lui Nicolae Iorga. În fine, trecem peste acest aspect, nu face subiectul discuției noastre de astăzi. Cred că orice poet cumva are parte de o critică atât pozitivă cât și negativă. În 1912, la vârsta de 26 de ani, George Topârceanu se căsătorește cu învățătoarea Victoria Iuga, cu care urmează să aibă un fiu, Gheorghe Topârceanu, dar căsnicia acestora se va destrăma. Ulterior, George Topârceanu va trăi o poveste de dragoste cu poeta Otilia Cazimir. Dacă o să căutați pe Google, o să găsiți o grămadă de detalii. La 4 ani de la căsătoria sa, George Topârceanu debutează editorial de data aceasta cu 2 volume, Balade Vesele și Parodii Originale. După ce a lăsat facultatea de drept pentru cea de litere, George Topârceanu încearcă să-și termine studiile de filozofie în Iași. Doar că este mobilizat și trimis în campanie în Bulgaria, apoi în primul război mondial la Turtucaia. Aici este prins și ținut prizonier până în 1918. Experiența celor două campanii și a prizonieratului vor fi evocate în proza sa, Amintiri din luptele de la Turtucaia, În gheara lor, Amintiri din Bulgaria și Schițe ușoare, și Pirin Planina, Episoduri tragice și comice din captivitate. În 1926 obține Premiul Național pentru Poezie, printre care pentru volumul Balade Vesele și Triste, cred că este unul dintre cele mai cunoscute, tocmai pentru că se află de foarte multă vreme în programa școlară, încă de la clasele mici, acolo unde învățăm vers cu vers pe din afară niște poezioare. În 1936 se îmbolnăvește de cancer la ficat, iar pe 7 mai 1937 se stinge în casa lui Demostene Botez la Iași. Acum că am terminat cu prima parte a acestui vlog, adică am vorbit puțin despre viața lui George Topârceanu, bineînțeles că astea sunt doar niște detalii așa luate de pe aici, de pe acolo, adunate și livrate astfel. Dacă vă interesează subiectul, bineînțeles, chiar vă invit și vă trimit să aprofundați acest poet, pentru că, nu că o zic eu, au zis-o alții mai mari și, de fapt, mari înaintea mea,
chiar merită. Și, cum spuneam încă de la început, cea de-a doua parte a vlogului de astăzi îi este dedicată casei memoriale a lui George Topărceanu din Nămăiești, județul Argeș. Turism ecvestru, ce tare! Uite câți căi! Memorială George Topărceanu se află în Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș. Aceasta a fost a socrilor lui George Topărceanu, dar a fost donată în 1966 de Victoria Iuga, soția poetului, către statul român pentru a deveni casă memorială, un muzeu memorial. Aceasta a fost amenajată în 1979, iar de atunci poate fi vizitată, este deschisă publicului și conține numeroase obiecte ce au aparținut poetului. Cum am găsit această căsuță? Ei bine, eram în drum spre București și mă întorceam din zona aia Rucărbran, ca să zic așa. Și eram coborând așa, mă rog, de data asta am luat-o pe un alt drum. Nu am luat-o pe scurtătură, pe partea aia Stoienești, Argeș și așa mai departe. Am făcut cumva o buclă, dorind să văd și un alt fel de drum. Ne-am abătut foarte puțin. Iar la un rond am văzut acel indicator care te anunță că undeva în zonă este un monument istoric sau, mă rog, un obiectiv turistic, pe care scria casa memorială George Topărceanu, un kilometru. Și am zis, wow, e sâmbătă, poate că este deschisă, pentru că, în general, muzeele și astfel de case memoriale sunt închise lunea. Bun, și am zis, hai să încercăm. Și am mers un pic mai... cum am zis inițial, la un kilometru și am întrebat pe niște oameni că am zis să nu trecem, să nu pierdem din vedere. Și oamenii, aici, la două case, casa George Topărceanu. Wow, super tare! Am văzut acea portiță mică, scundă, o casă simplă. Portița era deschisă. Bun, eu am fost super mega fericită și am zis, da, ce bine, uite că în sfârșit am reușit să găsesc o casă memorială deschisă. Nu că nu s-ar fi deschis și celelalte, dar cumva pe cele din apropierea casei din București le-am bifat deja, pe unele chiar de două ori, dar voiam cumva, mai ales în zona aia, nu știam, la un moment dat mi-am făcut așa o listă pe zonele țării cu casele memoriale, dar n-am luat-o la mine, ieșirea a fost cu totul alt scop și eram mega fericită, nu mai știam, am zis, mamă, ce bine, uite, am găsit deschis, am intrat și acolo, tocmai pleca o fată tânără, mă bucur foarte tare când văd tineri la astfel de obiective turistice și am intrat noi. Acolo o tanti, o mămăiță, super caldă și calmă și liniștită, așa a început, da, intrați, poftiți, vă rog, foarte primitoare, că, uite, îi calcă cineva pragul. Bineînțeles că bustul din grădină mi-a atras prima dată privirea, dar am zis întâi să fac turul casei și apoi ajung și acolo. Casă tradițională, o casă de câmpie, cu etaj totuși, dar cămăruțe mici, înguste. Imediat cum intri în stânga se află o sală amenajată pentru a te informa cu privire la viața și moartea lui George Topărceanu. Apoi, urcând pe niște scări, ajungi sus într-un fel de cerdac foarte încăpător, unde era o canapea acoperită cu un macat, iar casa, partea de casă de sus, un hol pe mijloc, stânga cameră, dreapta cameră. Bineînțeles că toate erau înțesate de lucrurile poetului, mi-a atras atenția, bineînțeles, și valiza cu care umbla,
prin țară, cu care a călătorit de atâtea ori, chiar a scris nenumărate rânduri despre această viață de călător, de om care își cară mereu o valiză după el. Și după aceea, după analiza așa, a fotografiilor, a puștii de vânătoare, a diferitelor țesături lăsate amintire și păstrate foarte bine într-o asemenea casă. Bineînțeles, am coborât și am ieșit în curtea casei memoriale. În curte, bineînțeles, printre pomi, sub un nuc, dacă nu mă înșel, dacă am reținut bine, se află bustul poetului George Topârceanu, chiar așa scrie pe plăcuță, poetul George Topârceanu, mie mi se pare fabulos să fie, nu știu, adică să-ți fie un fel de prenume, poetul George Topârceanu. Este un bust din 1973, realizat de Marius Butunoiu, un sculptor, este o operă în bronz. Îl înfățișează tânăr, îmi place și... deși este, bine, în spate există o livadă, nu știu dacă e în aceeași curte, așa părea că e aceeași curte, cum erau curțile odinioară și cum încă sunt foarte multe dintre ele, mai ales în sătucele astea de câmpie, cu o curte mai lungă, iar dincolo, în spatele bustului, se întindea o livadă foarte mare de meri, dacă am reținut din nou bine. Cam asta a fost discuția noastră de astăzi. Mă bucur mult dacă ați ascultat până aici. Sper că v-a plăcut, sper că v-au fost utile măcar câteva informații de aici, de acolo, iar bucuria imaginilor, sper că v-am adus-o așa cum am încercat eu să o surprind și cum am simțit-o pe propria piele, pe propria inimă, ca să zic așa, fără să exagerez într-un fel. Și dacă v-a plăcut, like, subscribe, chestii de-astea mai moderne, mai din zilele noastre, pentru că, așa cum am această categorie de case memoriale pe blogul meu, pe georgianamihailă.ro, vreau să o inaugurez și aici, pe vlog, pentru că nu-mi place să dau uitării niște lucruri, pentru că iubesc viața la țară, pentru că foarte mulți ani, adică foarte mulți, vreo 3 ani și ceva am stat numai într-un astfel de mediu la țară și îmi ador copilăria. Pot să spun cu mâna pe inimă că am avut o copilărie fericită și mă bucur tare mult că am avut ocazia să gust așa din fericirea de a fi un copil desculț, alergând prin praful de pe ulițe și bătând țurca și făcând porți din bețe de floarea soarelui ca să joci fotbal și mai știu eu ce, în fine, numai că devin nostalgică. Bun, cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu un alt subiect, poate pe cu totul altă temă, dar cu siguranță voi reveni și cu aceasta de case memoriale. V-am pupat! Pa!